bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Am ales să fiu român. Ca de fiecare dată avem alături de noi oameni români care prin ceea ce fac înfrumusețează sau îmbunătățesc imaginea și reputația României. Oameni care și-au ales și au devenit la rândul lor modele pentru cei ce vin din urmă. Astăzi vă prezentăm un tânăr pasionat în egală măsură de muzica populară și cea corală. A urcat pe scenă pentru prima dată la 12 ani ca interpret de muzică populară, iar la 17 ca și dirijor. Îmi sunt la fel de dragi și le pun pe același plan în preferințe. Sunt de părere că am găsit un echilibru între ele. Fac parte dintr-o familie de buni creștini și cred că Dumnezeu mi-a dat talentul pe care l-am, mărturisește invitatul nostru, pe care vă invit să-l cunoașteți. La 12 ani pe scenă. Cum a fost această experiență pentru un copil, practic? Cred că a fost dominată de inocență și de o mare inconștiență, pentru că nu mi-am dat seama ce se petrece în jurul meu. Și totuși a fost un act cât se poate de conștient, nu? Da, sigur, sigur. A fost premeditat. Planificam deja de mulți ani să ajung acolo în scenă și eu repetam prin tot felul de locuri, da, la bunici, în pădure sau în șură, când am acele cântece pe care până la urmă am ajuns să le cânt în scenă. Locurile astea de care pomenești, care sunt? De unde sunt? Este Ținutul Pădurenilor din județul Hunedoara, comuna Cerbăl. Pot să spun că în 2007 sau în 2008 am devenit cetățean de onoare al comunei și este un fapt care m-a onorat foarte mult. Foarte frumos! Ce personalitate te-a marcat încă de mic și oarecum ți-a îndrumat pașii spre ceea ce ești în prezent? Interpretul de folclor Drăgan Muntean din Ținutul Pădurenilor avea o mare putere de fascinație a tuturor tinerilor de acolo din județ, pasionați de muzică. Și stând și gândindu-mă acum mai profund la Drăgan Muntean, mi-am dat seama că lucrul cel mai important care m-a învățat este că se poate. Se poate să pleci dintr-un sat de care poate că n-a auzit nimeni și să ajungi să împărtășești tuturor ceea ce ai găsit acolo. Ce a urmat după acea perioadă de la 12 ani, după primul pas pe scenă? Păi, prima oară am cântat acolo în Hunedoara, dar cântam la Clubul Copiilor din Hunedoara, acolo repetam și a venit la un moment dat, cum să spun, invitația de a merge să concurăm undeva la Gura Humorului, cred. Și acolo copilul de 12 ani, da, speriat și emotiv, a obținut marele premiu. Bineînțeles că asta mi-a dat mare curaj. Normal. Mai departe am început să merg prin multe concursuri și să obțin premii. Premii multe la număr? Câte s-au adunat până acum? Nu știu, nu le-am numărat. Probabil că sunt câteva zeci, nu știu. Foarte frumos, felicitări. De la muzica populară, o trecere firească sau nu către cea corală? Păi, cred că firească. Pentru că eram elev la Liceul de Muzică din Deva. Și acolo am întâlnit profesori foarte pasionați de muzica corală. Ei mi-au insuflat și mie pasiunea asta, dar niciodată n-am putut să mă gândesc. Bun, acum eu fac muzică populară, acum cânt folclor sau acum fac muzică corală, eu cred că muzica e aceeași. Genurile diferă, de sentimentul și sinceritatea de care ai nevoie ca să faci muzică e același. Și totuși ele au nevoie de un echilibru pe care tu ai spus că l-ai găsit. Da. Când spun asta, mă refer la faptul că folclorul, sau, dar când spun folclor, nu mă gândesc la cântece, mă gândesc la întreaga lume a satului pe care am luat-o cu mine, a satului în care am copilărit. El, folclorul, servește ca un fond spiritual foarte puternic,
prin care eu pot să fac muzică. Și atunci am pornit de acolo, din județul Hunedoara, cu această zestre, să-i spun așa, populară, pe care o am în mine și o simt în mine, și am venit la București, unde pot să dirijez cor sau să fac muzică, bazându-mă pe ceea ce am trăit acolo. La 24 de ani, dirijor, fondator al Corului Regal. Cum a pornit? Cum a luat naștere acest cor? Da. În 2012 l-am înființat. Gândindu-mă acum, în urmă, cred că n-am fost prea conștient nici eu de ceea ce am înființat. Corul are, își descoperă în fața mea încă valențele lui și valorile lui. Prin oamenii care îl formează, am ajuns să descoper oameni extraordinari, am ajuns să mă bucur de fiecare moment în care reușesc să fac muzică și gândindu-mă acum, cred că e un drum foarte normal pe care l-a avut Corul Regal de la înființare până în prezent. Au fost și greutăți de început, greutăți care ne permit să ne bucurăm acum de ceea ce am realizat și am reușit să le induc o concepție. Că nu numim muzică tot ceea ce este sunet, numim muzică atunci când ajungem la o anumită stare. Și starea asta cum ai defini-o așa într-un cuvânt? Păi nu pot să o definesc în niciun cuvânt, pentru că este deasupra de orice cuvânt. Câți membri are corul în momentul ăsta? 25. Așa am pornit, așa mergem. Eu am gândit o formulă mai mică astfel încât să pot să plec cu ei în turnee sau să dau concerte în tot felul de cadre și de medii. 40 de turnee sau de concerte în 2 ani. E mult, e puțin, cum e? Eu zic că e mult. Eu le simt pe toate. Adică oboseala lor, ca să spun așa. Istovul lor. Dar ele au însemnat de multe ori recitaluri în tot felul de medii și faptul că le-am numărat pe toate, orice, chiar și o lucrare sau chiar și un imn, imnul de stat sau imnul regal, face parte din aceeași concepție, filozofia mea, că orice moment în care noi urcăm în scenă trebuie să însemne maximum de potențial al formulei, astfel încât să ne bucurăm de un minut de muzică așa cum ne-am bucurat de 2 ore sau 3 ore de muzică. Hai vorbi despre imn. Ce repertor aveți? Corul abordează tot felul de repertorii. Încercăm să cântăm multă muzică românească, încercăm să cântăm tot soiul de prelucrări de folclor, eu având în amintire acest folclor. Încercăm să cântăm jazz, chiar acum repetițiile din această perioadă se desfășoară sub semnul muzicii ușoare sau sub semnul jazzului, ca să spun așa. Avem, bineînțeles, acele lucrări solemne pe care trebuie să le interpretăm la tot soiul de invitații ale ambasadelor sau protocolari. Și pe viitor îmi propun să cântăm mai multă muzică contemporană, mai mulți compozitori tineri pe care vreau să-i atrag alături de Corul Regal și de mine și să le cântăm muzica. Spune-mi, te rog frumos, cum ați primit patronajul Casei Regale? Acest patronaj este de fapt cheia acestui cor. Faptul că familia regală a României este apropiată de tinerii care vor să facă artă reprezintă o motivație foarte puternică pentru mine, în primul rând, și pentru toți cei care fac parte din Corul Regal. În 2009, cred, sper să nu greșesc, s-a fondat o orchestră de tineret, o orchestră de cameră, care se numește Camerata Regală și pe modelul colegilor noștri am fondat acest Cor Regal. Bineînțeles, familia regală a oferit patronajul regal și pentru Corul Regal și noi nu am putut decât să fim foarte bucuroși. Acest lucru vă conferă un avantaj față de celelalte coruri poate existente în România? Ne conferă, în primul rând, avantajul spiritual că noi știm asta. Acum, cu toată atenția pe care clar că ai îndreptat-o către muzica corală, muzica populară unde se mai situează? V-am spus, muzica corală este o urmare a folclorului care stă ca un fond și el a generat-o. Pentru că dacă ne gândim, nu, cronologic, la felul în care au apărut ele, cântarea poporului este cea dintâi. Și atunci, întotdeauna când fac cor, caut să redau prin muzica pe care o fac prin cor stările pe care le-am găsit în muzica folclorică. De asta eu le spun coriștilor mereu, am trăit niște experiențe extraordinare atunci când eram, să zicem, la țară. Noi venim, ne școlim, învățăm notele, dar cine ne învață să simțim? Spre exemplu, țărani care îmi cântau un cântec și simțeam acea stare extraordinară, acel om nu avea nicio pregătire, dar el avea un har. Simt în mesajul tău o înclinație spre oarecare spiritualitate. Probabil. Acum, ca să vă fac o mărturisire, nu știu dacă am mai spus, eu am un frate care este monah la o mănăstire din județul Alba și
cred că dacă, faptul că el a ajuns acolo se datorează unui mediu familial al nostru special. Și aici mă amintesc să fi citit undeva despre tatăl tău, nu? Care are o relație specială cu biserica. Da, este epitrop acolo la biserică. Și când eram eu foarte mic, undeva la 7-8 ani, i-am rugat pe cei din sat să-mi dea mie misiunea de a trage clopotul de la biserică. O misiune pe care eu o îndeplineam așa cu mare rigurozitate. Cred că de acolo vine responsabilitatea, ideea de responsabilitate în viața mea. Revenind la activitatea corală, care este cel mai răsunător succes de până acum, în ăștia 2 ani care s-au scurs? Păi nu știu ce să zic. Eu cred că Corul Regal pentru mine este un continuu succes. Le mărturiseam membrilor lui, acum de curând, am emoții și atunci când merg la repetiție, nu numai când merg la concert, pentru că îi respect foarte mult, pentru că îi iubesc foarte mult și pentru că muzica ne face să trăim o comuniune specială. Sunteți prieteni în timpul liber, vă întâlniți și în afara sălii de repetiție? Bineînțeles, bineînțeles, tot mai des, tot mai des, ceea ce cred că e normal. Cât repetați? Cât timp alocați repetării repertoriului? Repetăm de 2 ori pe săptămână, câte 2 ore în fiecare zi și uneori când avem multă treabă, repetăm și mai des. Cum simte un tânăr de 24 de ani acest spirit? Ce înseamnă pentru tine să fii român? Nu m-am gândit niciodată să teoretizez. Te provoc acum. Da. Păi, cred că Dumnezeu a ales să fiu român. Eu doar accept asta și mă bucur de asta. Dar nu m-am gândit niciodată, haide să fiu eu român sau haide să fiu eu mai român. Sau, ca să vă spun așa, nu cred într-un loc. Da, suntem acum în România, acum suntem știu eu unde. Cred că este o stare pe care noi o trăim și o acceptăm. Mă și gândeam, uneori m-am gândit, da, aș avea posibilități poate să plec din România. Și mă gândeam, bun, și căutăm fericirea în altă parte. Dacă Dumnezeu face omul și îl pune într-un loc, îi dă posibilitate să fie fericit acolo unde se naște. Și atunci m-am gândit că e mai bine să rămân aici. Noi, la Corul Regal, căutăm în continuu, nu ne oprim, dar nu căutăm locuri, căutăm stări. Foarte frumos. Atunci, dacă nu ai ales să fii român, cu siguranță ai ales să fii om, cu tot ceea ce definește acest concept. Ce înseamnă să fii om, printre ceilalți? Mai mulți sau mai puțini oameni? Păi, pentru mine înseamnă să fac muzică. Dar nu să fac muzică așa ca o înșiruire de sunete. Bun, suprapunem cele 4 voci care alcătuiesc un cor, omogenizăm totul, facem să fie totul minunat și asta e tot. Nu. Le spun membrilor Corului Regal tot timpul, după ce ei montează o lucrare. Bun, acum știți, o știți pe de rost. Da, am montat-o, am pus-o la punct. Acum este punctul zero. Acum începem să căutăm starea ei, spiritul ei, sufletul ei. Și atunci, așa văd, a fi om, am părtășit celorlalți ceea ce am găsit. Te-am provocat să vii în această emisiune cu un obiect care, în mintea ta sau la nivel de trăire, este asociat cu ideea de România, de om. Ce ne-ai adus? Da, am adus un fluier. Am adus un fluier. Un fluier oarecare? Nu, el are o poveste foarte interesantă. Atunci când eu eram foarte mic, eram pasionat de povești. Și pe lângă cele pe care reușeam să le citesc, abia cred că învățasem să citesc, întrebam bătrânii satului în care am copilărit, satului bunicilor mei, ce povești cunosc ei. Și acolo în poveștile alea, în multe din poveștile alea, apărea păstorașul care cânta la fluier. Sau, știu eu, eroul principal avea un fluier. Și atunci când cânta la acest fluier, eroul intra, să zic așa, în comuniune cu toată natura. Păsările veneau, copacii, vântul, tot. După un timp, am învățat și eu să cânt la fluier, probabil sub influența acestor povești, cred pe la vreo 10 ani, 9-10 ani. Și am observat că pot aduce povestea în viața reală cu acest fluier, pentru că atunci când ieșeam, știu eu, în sat, pe uliță, pe acolo, și cântam, în jurul meu se strângeau copiii, după care se strângeau oamenii mari, unii dansau, alții vorbeau, ori asta genera comuniunea în acel sat. Și mi-am dat seama că misiunea noastră a artiștilor poate fi asta, să aducem visul în realitate, să aducem povestea în viața reală, dar atâta cât noi suntem capabili să credem în ea. Așa că acest fluier asta spune, el înseamnă România dacă noi acceptăm că România înseamnă comuniune.
te provocăm să ne introduci și pe noi în visul ăsta al tău, încercând să fredonezi câte ceva. Wow! Să încercăm. Sper să mă asculte acest fluier. Dacă te ascultă un cor, mă gândesc că nu e o problemă, nu? Cu fluierele e mai greu. De ce? Zim de ce? Nu știu. Hai. Cred că acest fluier vine de departe din istorie. El a avut mulți proprietari și în momentul în care l-am primit, a constituit pentru mine, care atunci eram foarte mic, și o predare de ștafetă sau o investire sau o idee, o nevoie de continuitate a celui care mi l-a dat. Și atunci primit de la cine? De la unul din stâlpii comunității de acolo. Da. Și l-am preluat așa cu mare emoție, eu mă emoționam foarte puternic și acum mă emoționez la asemenea gesturi și am zis, bun, asta înseamnă că eu voi fi responsabil și îl voi folosi ca să fac bine cu el. Să încerc acum. O să vă cânt puțin. Foarte frumos. Ce ne-ai interpretat? O frântură dintr-un cântecel de pe acolo. Cântecele pădurenilor sunt foarte așezate. Eu când cântam folclor, mergeam, da, la concursuri, peste tot se cerea să se cânte un cântec doinit și un cântec de joc, un cântec cu acompaniament. Eu întâlneam problema asta. Acolo, dacă vrem să cântăm folclor real din Ținutul Pădurenilor, nu există cântece vocale cu acompaniament. Există niște cântece propriu-zise, niște cântece asemănătoare cu doinele, foarte lungi, pe care dacă eu mă apucam să le cânt acolo, nu doar că nu interesau pe nimeni, poate că și plictiseau pe unii. Și atunci am zis, bun, dar dacă eu vreau să mă lansez ca interpret de folclor, voi fi nevoit tot timpul să cânt un folclor contrafăcut, să spun așa, sau prelucrat al pădurenilor. Și am refuzat asta. Am ales să păstrez în minte și în suflet acel folclor real. Ai doar 24 de ani. Dincolo de muzică, mai e și altceva cu siguranță. Cum îți petreci timpul liber? Păi nu am timp liber. Nu se poate. La 24 de ani? Da. Pentru mine tot timpul este foarte important. Nu mă deconectez în felul ăsta. Bun, acum am timp liber. Eu trăiesc într-o casă plină cu partituri. Peste tot sunt numai partituri. Ziua și noaptea studiez, dar nu e un studiu dintre ăsta, haide să învăț și asta, să învăț și asta. Este un soi de afundare în acele partituri și încerc să descoper tot mai mult. Acum, în altă parte a timpului, mă duc la repetiții. Am o mulțime de repetiții pe zi, să zic așa. În altă parte a timpului ies undeva cu membrii corului regal, să spunem, în oraș sau ieșim, dar pe ăla nu-l pot numi timp liber, îl numesc un timp foarte special. Repeți nu doar cu corul regal, necâte știu eu, nu? Nu doar. Sunt vreo 4, cred, formații corale. O să le numesc. Corul Vox Medicalis al studenților de la medicină, corul Preludiu, aici cânt, corul Vox Celestis al bisericii Iancu Vechi Mătăsari. Vorbești foarte mult despre emoții, despre trăiri. De fapt, despre asta e muzica, nu-i așa? Asta e muzica, cu totul. Ai vreo partitură preferată? Cu care să rezonezi tu cu toată ființa ta? Da, am. Fiecare partitură, în momentul în care o dirijez sau o lucrez, devine partitură preferată. Minunat! Altfel nu aș putea. Spune-mi, în toată orchestrația asta, dacă îmi permis să folosesc cuvântul ăsta, care este rolul dirijorului? Wow! Aici din nou intrăm într-o lungă discuție, cred. Cred că dirijorul încearcă să trăiască foarte puternic și să-i provoace pe cei din fața lui să trăiască la fel. Se crede că dirijorul ordonează timpii, sau că dirijorul dă intrări, sau că dirijorul îi forțează pe cei din fața lui, da, acei dirijori care rup baghetele și așa mai departe. Eu cred că misiunea noastră este să trăim foarte puternic ceea ce facem și să reușim să însuflețim pe cei de lângă noi. Ori pe mine, să mă fac dirijor, m-a învățat să cred. Să cred foarte puternic. Pentru că mi-am dat seama că un dirijor este un lider, nu? Este un nucleu. Și atunci, niciodată acest nucleu, dacă pâlpâie, dacă nu arde cu foarte mare putere, și din jurul lui nu vor putea să creadă nici ei. Asta, aici cred că e secretul. Eu așa încerc să fac cor.
Atunci când oamenii ajung să se cunoască și când oamenii ajung să fie prieteni, ei pot să creeze împreună stări speciale. De asta eu am ales lucrarea asta. Mi se pare că este diferențiată de restul concertului printr-o atmosferă mai specială. Unde vă pot asculta oamenii? Bănuiesc că o să se găsească înregistrări peste tot. Nu știu, o să le promovăm cât putem de mult. Acum, în prezent, în perioada imediat următoare, unde ar putea veni oamenii să vă asculte, să vă vadă, să simtă trăirea asta de care ne vorbești? Păi deocamdată cred că la Biblioteca Centrală pe data de 9 și primesc tot felul de propuneri. Acum o să vedem, o să mă sfătuiesc cu cei care fac parte din echipa managerială a corului să dăm un concert pascal foarte mare, să zic așa, în București. O să încerc să promovez mai bine atunci, din moment ce acum nu pot să spun o dată și o oră, o să încerc să promovăm foarte bine astfel încât publicul să aibă acces. Spune-mi, cum vezi tu viitorul acestui cor regal? Păi îl văd ca o perpetuare a prezentului. Dacă noi reușim să menținem ceea ce facem acum, mie mi se pare că e bine. Acum, bineînțeles că formația devine tot mai valoroasă pe măsură ce repetăm, mai valoroasă din punct de vedere muzical. Dar ca și comuniune mi-aș dori să reușim să păstrăm ceea ce avem acum. Pentru că de obicei lucrurile se mai diluează, nu trec niște ani, ajungem să nu ajungem să facem totul așa într-o inerție. Nu-mi doresc asta. Și viitorul tău personal? Îl văd alături de el, alături de acest cor. Îți dorim succes și îți mulțumim pentru prezența în emisiune. Mulțumim și dumneavoastră că ați ales să fiți alături de noi și mai ales că ați ales să fiți români. Pe săptămâna viitoare!